Din cele 220 de posturi de conducere vacante din județ, doar 14 au fost ocupate până în prezent. Este vorba despre 10 posturi de director și 4 posturi de director adjunct. Șeful ISJ Suceava a arătat că aceste posturi au fost ocupate în urma pensionării sau în urma unor transferuri făcute în alte unități școlare de titulari. Au fost numiți 10 noi directori și 4 directori adjunți în urma pensionării titularilor de pe acele posturi sau transferului în alte unități școlare, revenirii la unitățile de care unde erau titulari. Petru Carcalete a enumerat și cele 14 posturi care au fost ocupate până în prezent. Director și director adjunct noi au fost numiți în următoarele unități școlare. Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza, director adjunct. Colegiul Național Dragoș Vodă Câmpul Lung Moldovenesc, atât directorul cât și directorul adjunct. Amândoi au ieșit la pensie. Colegiul Silvic Bucovina Câmpul Lung Moldovenesc, directorul. Grupul școlar numărul 1 Câmpul Lung Moldovenesc, directorul adjunct. Școala Arbore, directorul. Școala numărul 3 Baia, directorul. Școala Boroaia, directorul. Școala Breaza, directorul. Școala Cârlibaba, directorul. Școala Șcheia, tot directorul, școala Vama, directorul, grupul școlar Vicovu de Sus, directorul adjunct și grădinița din Opcin, directorul. Șeful ISJ Suceava, Petru Carcalete, a menționat că în județ există atât de multe posturi vacante din cauza fostului ministru al educației, Ecaterina Andronescu. Potrivit acestuia, sunt numai puțin de 3 ani de zile de când concursurile pentru posturile de conducere din județ, dar și din țară, sunt blocate în urma unei directive date de fostul ministru Andronescu.